Bună ziua, dragi spectatori! Eu sunt Toma Caragiu, actor român, și astăzi vreau să vă povestesc despre viața mea, despre urcușurile și coborâșurile ei, despre scenele luminate și cele umbrite, despre râsete și lacrimi. Știți, când trenul oprește în stație. Da, sigur. Dar cât stăm aici? Cum să știi? Un minut, două. E, o dată asta și 2 zile. Copilăria și tinerețea mea. M-am născut în 1925, la Etomirița, Grecia, într-o familie de români. Copilăria mea a fost marcată de sărăcie, dar și de multă dragoste din partea părinților mei. Am emigrat în România când eram mic copil, iar Ploieștiul a devenit orașul meu natal. Pasiunea pentru actorie a apărut devreme. În ultima vreme au apărut în comerț o serie de noi produse din import, utile, foarte utile fiecărei gospodării. Ne-am interesat de ce aceste produse nu sunt însoțite de o notă explicativă în limba română și ni s-a răspuns că nu este necesar, întrucât este de ajuns să citești ce scrie pe produs ca să înțelegi la ce folosește și cum se întrebuințează. Să luăm de pildă acest plic delicat, conține etelize sito. Am avut șansa de a colabora cu mari regizori și actori ai scenei românești, participând la numeroase spectacole de succes. Spune foarte adesea că, așa cum există oameni care nu au ureche muzicală, există și oameni care nu au umor. Dar ați văzut la Vaslui, sunt foarte mulți oameni cu umor. Cred că aceasta este trăsătura fundamentală a poporului nostru. Pentru aceasta a fost posibilă și apariția marilor oameni de omor. Mă refer la umorul de înaltă calitate, începând cu Bacalbașa, cu Brăescu și strălucind cu Caragiale și în continuare cu foarte buni umoriști ai timpului nostru. Dar în afară de umoriștii de profesie, ca să zic așa, adică de cei care scriu umor și cei care interpretează ce scriu acei umoriști, fundamental mi se pare este capacitatea românului de a fi el unul dintre a poporului nostru de a fi foarte reprezentativ din acest punct de vedere. Filmul mi-a adus o popularitate și mai mare. Am jucat în peste 50 de filme, printre care Actorul și Sălbaticii, Nufărul Roșu, Tovarășul 90, Pădurea Spânzuraților și Procesul Alb. Monologele mele. Un capitol special al carierei mele îl reprezintă monologurile. Am scris și interpretat zeci de monologe satirice, acide și pline de umor negru, care au cucerit publicul prin veridicitatea și umorul lor fin. La ce vă mirați? Eu sunt Mefisto. Mefisto? Adică Dracul. Nu știu dacă vă mai amintiți, dar anul trecut am visat că am ajuns în rai. Anul ăsta m-am mutat mult mai jos. Nu știți ce ponoase trag acum ca drac. Dacă aș fi știut, cum face vreunul vreo prostie, gata și scuza. Nu e el de vină săracul, Dracul a pus. Eu, nu știu. Uite, vă dau cuvântul meu de onoare. Că aflu faptul petrecut după ce s-a consumat. Da, și nu știu atunci de ce mă amestecă pe mine. De ce mă amestecă pe mine? Nimerește câte unul o slujbă grasă, cu leafă mare, cu... Și nu-i vorba că și muncește, știi? Muncește, da. Pleacă cu o hârtie la semnat la ora 8 și se întoarce la birou la ora 3. Și îi merge. Îi merge.
tot se întreabă, mă, cine îl ține pe ăsta în brațe? Dracu știe. Vă jur că nu știu nimic. De unde? Viața mea personală. M-am căsătorit de două ori, prima oară cu actrița Maria Bondar, iar apoi cu Elena Caragiu, cu care am avut o fiică, Maria Doina. Familia a fost mereu un sprijin important pentru mine. Moștenirea culturală pe care o las. Din păcate, destinul mi-a fost curmat brusc în 1977, la vârsta de 51 de ani, din cauza cutremurului din București. Am lăsat în urmă o moștenire bogată, o filmografie impresionantă, o serie de monologe memorabile și o reputație de actor talentat și versatil. Sper că viața mea a fost o sursă de inspirație pentru cei care iubesc arta dramatică și că am adus bucurie și zâmbete pe chipurile multor oameni. Toma Caragiu. Îl însoțim astăzi pe ultimul său drum. Cu sentimentul unei pierderi dureroase, a unei pierderi ireparabile. Inimile noastre sunt zguduite. Ne-a părăsit cel care entuziasma publicul prin talentul și verba sa neobosită. Afișele spectacolelor noastre păstrează încă numele lui. Ultima cortină, ale cărei falduri se lasă grele peste rodnica sa carieră artistică, începută în urmă cu 30 de ani, nu poate întuneca strălucirea emoționatelor sale creații scenice. Vom păstra vie pe retină imaginea ta și va răsuna mereu în urechile noastre vocea ta din scrisoarea pierdută, din azilul de noapte, din Elisabeta I-a și din lungul drum al zilei către noapte, drum pe care ai pornit și tu. Ne pregăteam să te aplaudăm din nou și să ne bucurăm împreună ca de obicei în noile tale roluri care însemnau totdeauna și noi succese. Iată că acum lăcrimăm lângă corpul tău neînsuflețit și privim neputincioși la ultimul act al vieții tale, care ca orice încheiere nu ne poate face decât să ne întoarcem cu gândul înapoi la tot ceea ce ai însemnat tu ca om și ca mare artist. Adio, Tomiță. Nu te vom uita. Unde am greșit?